câștige. E foarte greu să revii acasă după o, nu știu, o plecare din asta de o lună într-un loc exotic, superb, de suflet, extraordinar. Te mai întreb cum a fost în Bali? Poți să mă întrebi, a fost superb. Este un loc în care m-aș întoarce efectiv să-l locuiesc acolo, pentru că este clar locul meu de suflet. Și zic asta pentru că cred că doar în ultimele 3 zile am reușit chiar to enjoy, pentru că în general mă duc să fac content și așa mai departe și ultimele zile am zis, băi, chiar trebuie să văd ce se întâmplă. De ce oamenii chiar zic că locul ăsta este minunat? Și a fost superb, superb. Dacă ar fi să te muți din România, te-ai muta în Bali. Da, m-aș duce în Bali. Nu cu totul, dar aș sta acolo undeva la 3, 4, 5 luni. Întorc bărbații capul după tine pe stradă? Și femeile întorc capul după mine pe stradă. E ok, îmi place să fiu privită, îmi place. De-aia fac jobul ăsta, pentru că îmi place să se uită lumea la mine și să se inspire. Uite, văd că în țara asta ești nemachiată, ești naturală la un eveniment. Îți place să ieși fără pic de machiaj la evenimente? Te simți foarte bine așa? Mă simt foarte frumoasă, sincer. Nu este prima dată când ies din casă nemachiată și mai ales la un eveniment. Și îmi place, pentru că cumva mă deosebesc de celelalte persoane și consider că sunt foarte frumoasă. Ce consider asta? Cât câștigă Valerie Lungu din online, așa, pe lună? Aproximativ. Câștigă destul de bine încât să-și poată cumpăra și ea o pâine. Hai că ești prea modestă când zici o pâine. Nu, sunt foarte sinceră din punctul ăsta de vedere, sincer, chiar e ok, nu-mi place să discut despre buget sau cât fac eu, pentru că niciodată nu este la fel și se întâmplă luni în care lucrez mai mult, se întâmplă luni în care lucrez mai puțin, dar cumva mă bucur în general de ce mi se întâmplă. Mama ta te ajută cu sfaturi, cu idei în ceea ce privește mediul online? Nu. Mama mă ajută în general pe acasă și chestii care trebuie făcute. Nu știu, pachete și alte lucruri. Te ajută și cu sfaturi, știu că mi-a povestit. În cazul în care e necesar, da. Ce sfat ți-a dat când vrei să alegi pe cineva care să-ți fie alături? Te-a învățat să alegi oamenii care să stea lângă tine? Nu cred că m-a învățat neapărat cum să-mi aleg oamenii, că sunt destul de matură și știu exact ce trebuie să aleg în viața mea și cu cine trebuie să fiu. Și cred că lucrul cel mai important pe care mi-l spune este să mă iubească și să mă respecte. Asta este lucrul, clar. Iubește acum Valerie Lu? Da, iubește munca, iubește viața, iubesc oamenii din jurul meu. Și mă iubesc pe mine însumi, asta este cel mai important în momentul ăsta și când va fi să iubesc pe cineva din nou, o să iubesc clar cu tot sufletul, dar deocamdată mă știți că eu sunt mult mai, așa, mai privată din punctul ăsta de vedere. Cum treci tu peste o despărțire? Măi, am trecut destul de greu peste o despărțire și trec în general destul de greu peste o despărțire, dar cumva și sentimentul ăla de despărțire e plăcut pentru că te motivează să faci foarte multe lucruri. Și cumva te descoperi pe tine și descoperi multe, multe lucruri despre